Salutare! Test drive! După exterior și interior facem un test drive. Nu știu cum e asultă că de când ne chinuim să fixăm pe aici deja să obori geamurile. Da, hai să pornim mașinuța, frâna. Start, a pornit. Hai să dăm o dezaburire la geamuri. Încălzirea în scaune. Dezaburește foarte, foarte repede. Gata, ne-am dezaburit. A pornit și motorul. O să facem un test drive. Ideea e să vedem cât de repede schimbă, cum schimbă, când schimbă. Da? Acum, de exemplu, merge motorul, avem săgeata aia acolo care ne arată că de la motor merge curent în baterie, stăm pe loc. Normal că nu avem săgeată către roți. Nu o să fac un consum pentru că sunt atâtea videouri care face consumul. Că consumul e relativ în funcție de cum mergi. Da? Eu până acum la 169 de km cât am parcurs cu mașina, un consum puțin peste 6% mediu. De asta o să vedem mai încolo. Deci pur și simplu vreau să vă arăt cum e în real life, în viața normală. Ca și conducător, tu care o conduci pur și simplu, fără prea multe detalii tehnice, că așa, că pe dincolo. Pur și simplu merg cu ea și o să vedem cum se comportă pe drum, efectiv. Da? Deci acum avem suficientă baterie, s-a oprit motorul termic, dar ea e pornită pur și simplu. Da? Că eu dacă o bag acum în marșalier, s-a decuplat frâna de mână și plecăm, pur și simplu. Ea pleacă. Avem liber. E ca și o mașină electrică acum. O punem în B mod deocamdată. E tot electric. S-au închis ușile, că am setat ca la plecarea după loc să se închidă automat toate ușile. Nu o să pornesc muzica deocamdată ca să se audă și zgomotul de la trenul de rulare, acum în EV mod, să se audă și motorul atunci când pornește. Ca să vă puteți face o idee cam cât de puternic e zgomotul înăuntru. 55.7 către 60 de km la oră. Acum a pornit motorul pentru că a scăzut curentul la baterie. Deocamdată nu se aude foarte tare, accelerăm ușor. Se aude bineînțeles mai tare motorul. Dar încă nu e deranjat. Acum suntem pe un drum național, o să ajungem și pe autostradă ca să rulăm undeva la 130 la oră, să vedem cum se comportă și cât de tare se aude motorul, pentru că asta e foarte important și când schimbă. Aici acum schimbă foarte, trece foarte, foarte rapid și foarte des de la baterie către roți. După aia iar motorul termic. Acum s-a turat un pic mai mult și am schimbat. Mărim viteza. Că mai avem și pe alții spatele nostru și nu să nu-i fac să stea din să mă înjure. Că nici mie nu-mi place. Așa, ca și cum stă mașina pe drum, nimic de zis. Chiar dacă pare mare, nu este o mașină mare, e totuși o mașină care e construită pe o platformă relativ mică. E joasă, cum am spus, eu vin după Logi era mult mai înaltă, stătea așa bine pe drum, dar era destul de instabilă în curbe. Asta e mult mai așezată. Suspensiile sunt foarte bune pe ea.
rulează bine. Acum iar suntem în EV mod, primim curent, primim putere la roți doar de la baterie, iar s-a pornit motorul. Acum simultan avem putere la roți și se încarcă bateria. Acum avem șire generală de la roți către baterie, acolo săgeata aia albastră. Stăm la stop, că nu suntem singuri pe drum, plecăm, modul electric, hai să-i dăm puțin talpă, să aude motorul, mă vreau să ajung repede la o viteză mai superioară, a schimbat odată, stă la 70, putere la baterie și de la roți, acum doar de la roți, motorul termic s-a oprit. Așa, încă recuperăm. Acolo jos ne scrie charge, se vede liniuța albastră când se încarcă bateria, cât de puternic. Mi-e ciudat acum că nu pot să merg un pic mai repede, dar o să merg și mai repede când ajungem pe autostradă. Deci am primit ordine să vorbesc mai tare, că nu o să se audă bine microfonul. Trebuie să o fac și pe asta. De felul meu sunt prea tăcut. N-am un volum puternic în voce. Am înțeles, mă străduiesc. Acum motorul termic încarcă bateria și ne oferă putere la roți, astfel încât mașina să poată rula. Mamă, ce viteză avea ăla pe zona de 100, numai 100 n-avea el. Dar nu e treaba noastră. Așa. Da, ce să spun, stai foarte bine în scaune. Încălzirea asta în scaune e bestială, că chiar trebuie să opresc acum pentru că deja mă prea încălzesc. Da, e un anumit grad de confort și datorită faptului că ai atâtea modalități de reglare a volanului, pe adâncime, pe înălțime, scaunul pe înălțime, cum vrei tu, spătarul foarte ușor de reglat. Vizibilitatea e relativ ok. Acum, asta cred că e stâlpul A, dacă nu mă înșel eu. E cumva în câmpul vizual, dar nu atât de deranjant, e relativ ok. Oglinzile sunt suficient de mari încât să nu ai deloc probleme atunci când ai nevoie să te uiți în ele. Oglinda de sus, Nina reglată, cum am mai spus, îmi cuprinde foarte bine luneta din spate și chiar văd cam toți pasagerii care stau, mai puțin din unghiul ăsta, mai puțin cel din dreapta, din rândul din mijloc. Așa. De ce am observat eu, ea schimbă undeva la un 60 și după aia mai schimbă cutia automată mai sus după 80. Nu schimbă mai repede. Pe curbe stă extrem de bine, este un lucru pozitiv, foarte bun. Acum o schimbat după 60, aproape de 70, că urcăm puțin. Acum suntem pe 80, peste 80 a schimbat, dar acum deja iar trebuie să decelerez și atunci ea o să schimbe-o într-o dreapte inferioară, avem iar regenerare de la roți către baterie, deci suntem în modul B și încetinim, deci nu mai accelerez, clar că merge pe frânare
automat de la roți și atunci dinamo încarcă bateria. Bun, deci încă nu o să pornesc muzica. O lăsăm așa ca să vă dați seama de zgomotul care vine de afară. Am condus până acum mai mult în modul electric pentru că nu am rulat cu viteze mari. Foarte, foarte bine. Da, deci până acum, așa cum a spus producătorul, din ce am mai observat eu, am condus mai mult de 80% distanța asta în mod electric. Ne rulând la viteze superioare. Dar o să ajungem imediat pe autostradă și atunci probabil că vom merge, nu probabil, mă rog, că sigur vom merge doar cu motor termic. Da, o să vedeți, dar eu vă spun, am fost deja ieri pe autostradă și au fost momente când am rulat la 104 km la oră în modul electric. Scurt, nu mult, dar totuși și la viteza aia se poate merge în modul electric. 54 nu schimbă, la 56 a schimbat acum. Odată și normal că nu mai schimbă, că nu are nevoie. Acum o să stăm și la semafor. Frânele sunt bune, aici mă ajută foarte mult faptul că suntem în modul B. Ei, acum, pentru că oricum o să intrăm aproape imediat pe autostradă, o să o pun din modul B în modul D. Și pot să vă spun, asta n-am cum să vă transmit fizic, dar vă spun că în modul D avem o accelerare mai puternică, o accelerare mai bună decât în modul B. Eu văd că sunt în modul Eco. Acum am dezactivat modul Eco și o să dispunem de toată puterea. Putere care, da, sunt 140 de cai, doar 140 de cai, dar puterea instantă e mai mult decât avem nevoie. Deci am plecat în modul electric, sunt în modul încă electric. Acum pornim motorul, se aude, pentru că am accelerat relativ brusc. A schimbat deja o dată, a schimbat a doua oară, merge să schimbe a treia oară, nu mai face pentru că nu pot eu să accelerez mai tare. Deci atunci când nu mergi în modul Eco și mergi în modul D, schimbă mai repede, se turează mai mult pentru că trebuie să ajungă la o turație superioară într-un timp mai scurt, da? Pentru că o calci tu mai agresiv pe pedală ca să pleci, să meargă mai repede, să ajungi mai repede la o viteză superioară. Așa. Soare, 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 punem parasolarul jos și dăm talpă. Și acum motorul urlă. Schimbat deja de două ori, 96. Avem limitare de viteză de 100 pe autostradă, din păcate. Hai mă, schimbă. Acum a schimbat. Acum stă constant la 107. O să punem pe cruise control 108, coborâm la cât? Hai să vedem, 104 și stăm așa. Ăsta e zgomotul care se aude de afară, zgomotul de fundal, zgomotul care vine de la trenul de rulare, zgomotul de la motor, că motorul e termic, e pornit în momentul ăsta. Sper să mă aud, e tare. Într-adevăr, motorul se aude bine de tot, dar nu e ceva care să zici, wow, păi ce am făcut noi, că nu putem să mergem așa, nu, chiar deloc. Asta fără muzică, mai dat cum și la muzică se acoperă zgomotul de la motor aproape în întregime. Asta la 100 la oră, 104 în cazul ăsta.
Suntem în ușoară urcare, de-aia nu cred că va fi cazul să se oprească motorul termic și să rulăm în modul electric. Da, așa, mai ales cu tempomat, dar cu plus controlul e foarte plăcut la condus. Încă o dată mă repet, poziția mi-am reglat-o foarte bine, stau foarte lejer. Faptul că am tapețirea asta moale pe cotier aici la ușă e un plus. Da, bravo Dacia. Faptul că e cotiera asta din mijloc așa de mult dat în spate o face pur și simplu inutilă. E doar un spațiu de depozitare fix aici. Nu e pur și simplu utilă. Da, doar dacă stai așa, dar aici nu stai așa că nu ai nici schimbătorul ăsta, nu e schimbător normal, schimbătorul de viteză normal. Nu ai nevoie de așa, ce nu poți, trebuie să mai stai toată ziua cu mâna pe el. Poți lejer să stai cu mâna pe volan și asta mi se pare mie funcția normală. La mașina, deci curbe sau de mașina care am avut de logii sau alte cu schimbare, cu cutie manuală, asta era stilul meu de condus, o mână pe volan și o mână pe schimbător, da? Cum foarte mulți dintre voi faceți. Și mi-era foarte practică tot era de la din mijloc, da? Aici nemai având nevoia să stau cu mâna pe schimbător, da? Poziția firească, pe care eu o găsesc firească și necontrolată pur și simplu, e să am și mâna asta lantă pe volan. Acolo ating doar volanul, nu manevrez cu ea, dar stă mâna aici. Și de-aia ar fi fost bine să fie cotiera un pic mai sus și mai în față. Dar nu e. Da, hai să zicem că nu e un minus mare. Acum nu știu unde aș putea să măresc puțin viteza. Nu prea pot. Uitați-vă, modul EV la 104 la oră. Pentru că suntem în ușoară coborâre, acum nu mai urcăm. Drumul nu e nici foarte drept, e ușor în pantă. Deci nu mai avem nevoie de motorul termic. Suntem în coborâre și stăm pe modul electric fără probleme. Și acum se bagă handicapatul ăsta și eu trebuie să frânez. Nu se bagă pentru că nu o să-l las pur și simplu. N-are decât să frâneze pentru că el trebuie să-mi dea cedează trecerea. Acum iar a pornit motorul pentru că a scăzut la jumătate curentul din baterie. Dar e o mașină care se conduce într-un mod plăcut, fără muzică, se aude zgomot de afară, da, se aude de la trenul de rulare, se aude motorul destul de puternic, dar pot trăi cu așa ceva. Totuși, nu pot să nu aduc în discuție prețul pe care eu l-am plătit pe ea, cum am spus la primul video. E destul de mare, chiar dacă e în leasing, da? Nu am dat toată banii jos, 28.000 e în leasing, da? Am dat un avans foarte consistent. Ar fi putut să fie făcută mai bine mașina asta. Dar e un pas relativ mare făcut de Dacia către înainte, către performanță și confort. Da, e totuși un confort, un pas mare. Nu e rău, e o mașină bună. E o mașină bună, frumoasă, da, e foarte frumoasă. Cred că ăsta e punctul ei foarte, designul și motorizarea asta până la urmă hibrid. Eu când, înainte să mă iau, înainte să o comand, am testat prin vară, da, în vară, după ce am venit din concediu, am testat o variantă pe benzină, aia cu motorul la 3 cilindri. Și am zis, nu. Chiar dacă era, dacă să zic, aș fi optat pentru varianta aia și cu full option, cu tot ce am pus pe asta,
eram undeva la 5-6.000 sub prețul ăsta, dar pur și simplu motorizarea respectivă nu m-a convins deloc, ba din contră, am fost dezamăgit. Am condus-o așa vreo 40-50 de kilometri, nu mult. Pur și simplu nu, deci poate să spună oricine ce vrea, e o mașină chinuită cu motorul. Motorul ăla e chinuit de caroseria asta, chiar dacă nu e nu știu cât de mare. Asta, da, mașina asta avea nevoie de motorizarea asta, avea nevoie de ăștia 140 de cai putere, avea nevoie de extra power de la baterie și motoarele electrice pe care le are. E bine așa cum e. Acum, normal, n-am fost în Germania, cu ea n-am avut încă. Când? La viteza maximă, pe carte stă undeva la 175 de km sau ceva de genul, 170. Și ăsta poate să fie un minus. Dar acum, bun, dacă ți-ai mașină pentru viteză, nu te mai uiți la Dacia. Eu, cum am spus, în primul rând, pentru mine a fost important să fie cu 7 locuri pentru copii. Ce înseamnă că iar mi-am luat mașină pentru copii și nu pentru mine. Asta e, să fim sănătoși. Mașina cu 7 locuri mai ieftină decât asta nu am găsit. Nu. Și chiar am vrut să-mi iau o mașină nouă încă o dată. Cum am făcut și cu Logii, tot nouă am cumpărat-o cu 7 locuri, era singura variantă după piață. Și am fost foarte mulțumit de ea. Cum sunt și de asta de altfel. Bun. Acum se poate vedea că rulăm mai mult în modul în care motorul termic este pornit. Se carcă și bateria în același timp. Cred că o să ies acum după autostradă, o să mă întorc, pentru că nu se ridică limitarea de viteză, deci nu pot să mă mai repede de atâta. O să mă întorc și o să vedem atunci, probabil. O să am fragmente care merg mai repede. Da, o mașină normală, nimic deosebit. Acum iară merge în mod electric la 105 km la oră. Stă câteva secunde. Stă destul de bine în mod electric. E un lucru bun și asta, că de aici vine eficiența consumului, da? Cum se iese aici? Calc frâna, se oprește cruz controlul. Electric, chiar dacă urcăm în sus, nu ne trebuie mai multă putere. Să văd de ce să iau în stânga sau în dreapta, nu știu unde să mă duc să întorc. Hai că iau în stânga. Așa. E liniște! E liniște. Ce plăcut e să fie în mod electric. Că nu mai văd nimic. Acum o să mergem înapoi. Fiind în modul D, trebuie să frânez un pic mai mult acum. Nu ne mai ajută atât de mult cu recuperarea. Electric, deci la viteze mici, da, așa cum au promis, mai mult de 80% din rulare merge în mod electric. A schimbat odată, m-a schimbat mai târziu pentru că
apăs eu mai puternic pe pedalul de accelerație ca să ajung mai rapid la o anumită viteză. Acum am ajuns la 100. Nu o să mai pun acum pe cruise control, pentru că vreau să mă joc un pic, să variez cu viteza, ca să vedem când și cum schimbă. De exemplu, acum o să merg puțin peste limita. Încă e zgomotul acceptabil. Și asta fără muzică. Și ia să pornim și muzicuța. Sau nu o pornim. O lăsăm așa. Ia să oprim asta. Așa. Că după aia nu vreau să am probleme cu copyright și mai știu eu ce alte prostii. 120, văd că așa merg și aia de fața mea, nicio problemă. O să îmi permit să urc puțin aici. Asta fiind limita legală admisă. Vedeți acolo că se tot activează săgetuța aia albastră? Aia înseamnă că eu apăs mai brusc, mai violent, să zicem în ghilimele, pe pedala de accelerație și atunci motorul termic nu livrează puterea pe care eu o cer către roți. Atunci, având nevoie de un mic boost, da? Bateria intră și ea în joc și îmi livrează puterea aia extra pe care eu o cer. Și atunci răspunde foarte, foarte repede și foarte bine. Crește instant viteza și puterea. Da, așa e foarte bine. La o viteză constantă de 900 la oră e mașina perfectă. Confortabil. Vizibilitate bună. Ce vrei mai mult? Cine vrea mai mult? Își cumpără mai mult. Trebuie tot să rămânem și realiști. Acum, nu știu ce să vaxez aici după autostradă sau nu. Nu, nu o să ies aici, pentru că vreau să merg într-o zonă în care să urc mai mult, să urc o pantă. Ca să vedem acolo cât este de solicitat motorul și cât de zgomotos este și cum schimbă. Acum, de exemplu, iar suntem într-o urcare pe autostradă, dar totuși urcăm. Da, e solicitat motorul. Se aude și vântul puțin, nu prea mult. Am fost nevoie să frânez mai brusc, nu știu de ce. Accelerez un pic mai puternic. Am primit instant puterea de care am avut nevoie. S-a dus foarte repede la 110 la oră. Deci cu mașina asta să faci depășiri, nu ai niciun fel de probleme, nu ai nicio jenă. Ai călcat-o, dacă îmi permiteți limbajul, și s-a dus, a plecat, nu stă. Colegul e foarte grăbit. Deci dacă eu calc acum brusc accelerația, am plecat instant.
s-a dus de la 110 la 130, uite așa, pentru că avem puterea brută a motorului și avem puterea extra care ne livrează bateria, care și aia este o energie oferită instant către roți. Acum ieșim după autostradă. Pe frânare se așează destul de bine. Nu ne aruncă în bot la frânare. Acum clar că suntem iar în modul electric. Accelerăm. Încă o dată, putere automată și de la motor și de la baterie. Rămâne pe accelerație puternică. Rămânem în continuare cu puterea suplimentară de la baterie. Acum bateria deja necesită și ea să fie încărcată. Asta face motorul termic. Stăm pe 90. Deci aici la fel e o mașină foarte bine echilibrată. Clima automată e ceva care ridică foarte mult confortul. E bună. Și se comportă foarte bine. Vreau să vă spun că am condus acum câteva luni, sau dacă... Da, cred că pe la începutul anului am condus un Jeep Compass. Avea toate dotările pe el, mai avea și asistentul ăla care păstrează banda și distanța de față de mașinile din față. Accelera și decelera singur ca să păstrezi distanța. Clima automată, dar clima automată care pe mine pur și simplu m-a dat pe spate în sensul negativ. Urla de mama focului. Am încercat să o reglez, să o setez acolo. Nu, degeaba, domne, când se pornea, nu stătea constant să-mi păstreze temperatura constantă. Pur și simplu era deranjantă. Se pornea când vrea ea. Mergeau ventilatoarele extrem de tare. Asta văd că e... Nu simți, pur și simplu. Simt ambientul, clima dinăuntru. E așa cum trebuie să fie. E pe minim aici dată 21 de grade. E perfect. Nu simt, nu mă deranjează. Accelerare bruscă, pom, iar primim putere de la baterie aia. Acum nu mai accelerăm mai mult. Și acum suntem la 112 în modul electric, ca să vezi și să nu crezi. Am fost pentru câteva secunde la 112 la oră în mod electric. Acum iar. Asta datorită faptului că nu mai accelerez, da? Deci sunt cumva ușor pe decelerare. Și de aia merge în mod electric. Da, deci e pe bune. Deci și la viteze în jur de 100 la oră ai momente scurte, într-adevăr, dar sunt momente în care rulezi electric. Bun. Acum bă, că au terminat ăștia aici sensul giratoriu. Băi, ce bine se mișcă oamenii mei. Foarte bine. Foarte bine. Bun, acum o să fim iar mai mult în modul electric, pentru că am intrat în sat. Da, eu sunt o comună, de fapt, e o comună. Modul electric, acolo unde mașina asta excelează de dreptul. Suspensiile mi se par cam rigide, în sensul că simt denivelările.
se simt destul de bine în caroserie, deci suspensia ar putea să-și facă treaba mai bine. Acum nu sunt în lovituri sau zgomote în caroserie, nu mă înțelegeți greșit, dar totuși e ceva, se simte ceva. Volanul e foarte bine, cred că electric asistat, e foarte ușor de manevrat. Da, una peste alta. Nu pot decât să fiu mulțumit de mașina asta, raportându-mă la mașina care am avut înainte la Logi. Nu mă uit în partea cealaltă, dar am fost cu vreo două luni, cred că am fost cu un EQE Mercedes full electric. Deci e avion, dar cel care o are, da, plătește 2000 de euro pe lună. Deci despre ce vorbim? Despre ce vorbim. Așa că rămânem noi realiști, rămânem la Dacia, că de-aia ne-am luat Dacia și comparăm cu mașinile din segmentul ei, de clasa ei. Și aici pot să vă spun că Dacia este o mașină bună, frumoasă, foc, calitativ. Au crescut foarte mult, au ridicat foarte bine ștacheta, confortabilă și ușor de condus. Sper la fel să fie la fel de fiabilă cum a fost și Logi, în care eu în decurs de 6 ani de zile nu am făcut nimic la ea, i-am schimbat, țineți-vă bine, plăcuțele de frână. Atât în 6 ani de zile. După 6 ani de zile, raportându-mă la faptul că am folosit-o 6 ani de zile, pot să spun că am vândut-o la un preț mai mult decât rezonabil, cu mai mult de jumătate de prețul pe care am achiziționat-o, dar având în vedere și inflația. Dar revenim la Dacia Jogger, urcăm și avem nevoie de power aici. Și acum urlă motorul, pentru că trebuie să urle, să-și facă treaba. A schimbat undeva la 70. Acum iar urcăm mai tare și primim ajutor și de la baterie, extra power. Dar aia merge. Nu ai nicio secundă senzația că ar fi subturată sau motorul ar fi prea solicitat. Da, de unde? Tot timpul ai senzația că mai dai, că mai duce, mai are de unde. Deci, bă, bune, deci n-ai nicio taină cu ea. Merge bine, bine. Ia să apăs și butonul ăsta, să văd ce se întâmplă aici. Asta e un fel de... l-am dezactivat acum. Să văd dacă văd vreo diferență. Dar cred că e mai mult un fel de SPS, ceva ăla de alunecare. Mai activat? Nu știu exact ce face. O să-mi dau seama. Uite, și acum urc, sunt în urcare și merg pe baterie. Acum vine și motorul. Și de acum, pentru că o să cobor mai mult, o să dau în modul B și țineți-vă bine, pot să schimb din modul D în modul B acum, în timp ce rulez cu ea, fără nicio problemă. Apăs butonul și o dau în B. Cum e făcută cutia asta, nu știu, și probabil nici nu o să intru niciodată în detalii așa de tehnici atât de adânci. Și acum mergem în modul electric și primim constant curent de la roți către baterie, pentru că și ea trebuie să se încarce. Și ne apropiem încet încet de
final, să vedem ce o să iasă de aici. O să postez video. Și ca și până acum, am să vă rog încă o dată să veniți cu comentarii în care să spuneți dacă a fost ok, dacă n-a fost ok, ce anume ați fi vrut să auziți sau ce anume vreți să știți mai exact, da? Mă repet, am mașina, vă pot ajuta în ideea în care vreți să vă acționați și voi una, dar cu mai multe detalii. Spuneți pur și simplu, măi, vreau să văd mai bine exact când schimbă sau vreau, fă totuși un review despre consumul efectiv. Vreau să știu exact că consumă 5,9, cât îți pune în producător sau consumă mai mult sau mai puțin. Și pot să fac și asta. Sau, nu știu, fă un kickdown. Dă-i pedala la fund să vedem cum pleacă, cât pleacă. 0 la 100. Orice vreți voi. Da? Eu am vrut acum doar pur și simplu să merg cu ea, să aveți o oarecare idee despre cum se comportă la drum pur și simplu. Și cam asta e. Până data viitoare, vă mulțumesc că mă urmăriți, că sunteți cu mine. Scrieți-mi în comentarii, cum am spus, ce anume vreți să mai fac și cum să fac. Și sunt deschis și dispus. Salutare!